Salutare și bine ați venit la Școala de Cripto! Astăzi vom învăța despre Binance, o să vedem ce este Binance, cum funcționează Binance și cum să ne creăm un cont pe Binance. În primul rând ne mergem pe Google și scriem Binance, da? Scriem Binance, după ce am scris Binance, avem aici Binance.com, dăm click și dacă interfața nu ne apare în română și vrem să ne apară în română, și aici apare, de exemplu, în engleză, aici sus în colț dreapta, unde mi-apare mie română, o să apară English dacă este în engleză interfața voastră. Și dați click acolo și căutați română. Bun, odată ce avem interfața în română, putem să mergem mai departe cu ce este, de fapt, Binance. Da? Binance, practic, este o platformă, un exchange de tranzacționare de criptomonede. Chiar în acest caz avem de-a face cu cea mai mare platformă de exchange de cripto din lume, da? Binance. În acest moment se tranzacționează undeva 30 și ceva de miliarde de dolari pe Binance, da, în fiecare zi. Vorbim, da, la fiecare 24 de ore în acest moment. În unele zile poate să fie 25, în altele 40 și așa mai departe. Da, zic în acest moment. Ca să aflăm cât mai exact, dacă ne interesează neapărat, putem să ne ducem pe Google și să scriem CoinMarketCap. După ce am făcut asta, dăm click aici pe un link și ne ducem la exchange și dăm click pe spot. Vedeți aici Binance, da? Volum, 24 de ore, 31,8 miliarde de dolari tranzacționați. Bun. Aici avem alte exchange-uri foarte interesante și acestea vom vorbi despre cel puțin primele 10 în următoarele videouri de pe acest canal. Și cam atât despre ce este Binance, da? Deci aici putem cumpăra, vinde cripto, dar și NFT-uri au deschis și partea de, să zicem așa, bazarul, piața de NFT-uri, chiar și pe Binance. De fapt, a deschis-o cam acum 2 luni, 3 luni, nu mai știu exact, în august, în iulie, ceva de genul. De curând e deschisă, nu e de foarte mult. Și deci putem tranzacționa și NFT-uri. Ok. Vom vorbi în un alt video despre ce sunt NFT-urile astea, cum putem tranzacționa, cum putem face NFT-uri, cum putem face profit din NFT-uri și așa mai departe. Bun, să vedem ce este, de fapt, cum funcționează Binance, pentru că ce este am văzut, cum funcționează pentru tranzacționare, funcționează două modalități, peer-to-peer și peer-to-exchange. Ce înseamnă asta? Peer-to-peer înseamnă persoană la persoană și peer-to-exchange înseamnă persoană la exchange. Da? În cazul persoană la persoană, peer-to-peer, înseamnă că eu pot cu altă persoană fizică, da? Deci eu cu Ionel pot să tranzacționez cripto, da? Noi doi în mod direct pe Binance. Eu pot să-i vând lui, el poate să-mi vândă mine, eu pot să cumpăr de la el, el poate să cumpere de la mine. Peer-to-exchange, în schimb, înseamnă eu și Binance. În cazul ăsta, da, putem tranzacționa între noi. Eu fiind persoană fizică, el persoană juridică, fiind un exchange, fiind, deci, o entitate juridică, pentru că este o firmă multinațională și așa mai departe. Bun, eu pot cumpăra și vinde de la lui și el mie, mă rog, viceversa. Ați înțeles exact cum stă treaba în modalitatea peer-to-exchange și peer-to-peer. Bun. Putem tranzacționa, apoi tranzacțiile pot fi de trei tipuri, modalitate spot, margin, futures și cred că mai sunt altele, nu mai știu exact, o să vedem, nu mai știu, cred că am uitat ceva. Mă rog, sunt sub anumite subfuncționalități ale acestor modalități de tranzacționare. Da, deci în principal spot, margin și futures. Vom vorbi despre aceste modalități de tranzacționare într-un video succesiv, pentru că acestea sunt un pic mai complexe. Acest tutorial vreau să fie doar despre ce este Binance, cum funcționează și cum să ne facem un cont. Deci am văzut ce este, am văzut cum funcționează un pic din punct de vedere al tranzacționării, am văzut cam ce volum are, deci un volum foarte, foarte, foarte mare, 32 de miliarde de dolari tranzacționați doar în ultimele 24 de ore. Așa, acum să vedem cum ne înregistrăm. O să vă las în descriere un link cu 5% reducere pentru toate comisioanele pe care le veți plăti la tranzacționare, și da, dați click pe acela și o să vă apară cam chestia asta, da? Stați așa, mai dau o dată click, o să apară chestia asta. Unde locuiți? Aici adăugați România dacă stați în România, dacă v-ați stabilit în altă țară de mult timp și știți că acolo aveți zona de reședință, reședința fiscală și mai departe, adăugați acel loc. Da? Dacă stați în Spania, Spania, dacă stați în Elveția, Elveția, dacă stați și aveți reședința fiscală în Portugalia, în Portugalia. În cazul acesta o să las România. Aici o să adaug o adresă e-mail, adăugați dumneavoastră o adresă e-mail
sigură, nu adresă de e-mail falsă sau chestii de genul, pentru că o să vă trebuiască pe mai departe, dacă vreți să resetați parola și mai multe chestii. Deci o să adăugăm aici, de exemplu, școala de cripto, aron@gmail.com. Iar apoi o parolă, da? O parolă, puteți adăuga. Aici sunt niște cerințe minime, da? Minim 8 caractere, cel puțin un număr, cel puțin o majusculă. De ce face Binance asta? Pentru a vă ajuta să vă creați o parolă cât mai sigură, da? Și să vă puteți feri de anumite atacuri în acest caz. Pentru că dacă puneți o parolă de genul parolă 22, e o parolă foarte ușor de ghicit, cum ar veni, da? Și în cazul unor atacuri, o să fie foarte ușor de ghicit acea parolă și veți avea contul spart și mai multe chestii de acest gen. Bun. După ce am făcut acest lucru, da, să zicem că eu am pus aici o parolă de care cât de cât complexă, o să dau aici, am citit și sunt de acord cu termeni și condiții, termenii de utilizare Binance, dar e deja dat aici click. Și apoi o să dăm pe creați cont. Ce se va întâmpla în momentul următor? Deja am creat contul. Se va întâmpla practic că o să vă ceară un cod format din 6 cifre. Da? Vă duceți, ca să găsiți acest cod, vă duceți pe e-mail pe care doar ce l-ați inserat aici și o să găsiți acolo un e-mail în care o să aveți cele 6 cifre pe care trebuie să le băgați în acele căsuțe ca să puteți verifica contul. Ok, după ce ați făcut asta, o să vă apară. Stați așa. Deci, să mă duc și eu aici să mă loghez. Conectare. Ok, asta cred că e parola, asta cred că e toată treaba. O să glisez asta ca să-mi verifice, mă rog, pentru verificare de securitate. Și acum aștept un pic. Ok, ia să vedem. Cred că asta era. Pardon. Ia să vedem. Ok, asta de aici. Așa. Deci o să vă apară treaba asta după ce v-ați verificat contul și după ce ați băgat acel cod de verificare format din 6 cifre, da? După, aici nu trebuie să faceți nimic. Aici vă spun ei doar începeți călătoria noastră cripto, aflați mai multe. Dacă o să dai click pe aflați mai multe, o să afli mai multe, normal. Dacă dai depune cripto pentru a începe tranzacțiunea, o să depui criptovalută, da? Criptovalută se poate depune în diferite moduri, de la un alt wallet, poți și cumpăra cu monede fiat, adică euro, dolari, yen și așa mai departe, lire, poți cumpăra cripto și depune, poți cumpăra aici, zice, cu cardul de credit sau cu cardul de debit, pentru că majoritatea în România avem card de debit, prin AdvCash, prin mai multe metode, vom vorbi despre cum să depozităm bani, cum să depunem bani pe Binance sau criptomonede într-un video sau mai multe videouri viitoare. Da? Bun, aici putem și cumpăra cripto prin Binance Peer-to-Peer, cum am spus mai înainte. Folosiți nume rar pe piața noastră peer-to-peer pentru a cumpăra cripto de la alți entuziaști cripto ca dumneavoastră, da? Deci la alte persoane fizice. O să dăm pe mergeți la panou și aici ce avem? Avem verificare de securitate, aici putem activa o autentificare, de fapt, cu doi factori prin Google Authenticator sau verificare telefon, o să-ți ajungă. Deci, practic, noi când ne logăm, băgăm adresă de e-mail și parolă, da? Asta e un prim factor. Dăm acolo login, glisăm chestia aia cu puzzle-ul și ne trece de verificare de securitate, da? Dar apoi, dacă vrem ca contul nostru să fie cât mai sigur, putem adăuga un al doilea factor de securitate și mai precis verificare telefon. În acest caz o să punem numărul nostru de telefon și o să primim un SMS de fiecare dată când ne logăm și o să trebuiască să inserăm un anumit cod sau prin Google Authenticator, o aplicație pe care trebuie descărcată pe telefonul nostru și configurate anumite chestii ca să putem utiliza tot așa un cod care se schimbă la fiecare 10 secunde sau ceva de genul și să-l băgăm de fiecare dată când ne logăm acolo. Bun, despre asta voi face un tutorial aparte. Nu o să vorbesc prea mult în tutorialul acesta, dar deci o să dăm amintește mai târziu. Așadar, aici ne-am creat contul, am aflat ce este Binance, cum funcționează, asta este interfața Binance în română, cumpărați cripto, piețe, tranzacționate, instrumente derivate, finanțe și așa mai departe.
Acum suntem la început. Ne dă și Binance aici, ne pregătește un pic, ne dă niște instrucțiuni, da? Deci v-ați înregistrat contul, băgați acum, securizați-vă contul prin autentificarea cu doi factori. Apoi depuneți fondul și puteți să începeți să tranzacționați. Bun. Deci cam asta ar fi în mare parte despre ce este Binance, cum funcționează Binance și cum să creăm un cont pe Binance. Vor fi alte, de fapt multe video tutoriale despre Binance, cum să tranzacționăm modalitate spot, margin, futures, cum să ne securizăm contul, cum să depunem monede fiat, cum să depunem criptovalută, cum să retragem criptovalută, cum să retragem monede fiat și așa mai departe. Multe chestii, cum să cumpărăm NFT-uri și la un NFT, cum să facem bani cu NFT-uri, cum să... multe chestii, dar pentru astăzi, de fapt pentru acest video, pentru ca să pune câteva videouri pe canal. Pentru acest video este de ajuns. Sper că v-a fost de folos și noi ne vedem într-un video următor. Salut!